Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ce vedere! Cât e supăr la inimă, cât e cioarele, cât slăgește organismul. Mai scurt, te dă jos. Lucia Caț, de 70 de ani, din Rediul Mare, Dondușeni, spune că din cauza radiației la care ar fi supusă zilnic, ea nu mai poate rezista durerilor. Bătrâna este convinsă că stația de telefonie mobilă 3G, aflată în preajmă, îi afectează grav sănătatea și nu mai știe unde să se ascundă de dușmanul invizibil. Ia-te-o, antena mă culc cu dânsa, mă scol cu dânsa. Ia-te-o, ia că chiar e deasupra capului meu. Toate darurile astea ți le dă antena asta. La fel ca și Lucia, alți zeci de săteni sunt revoltați pe turnul 3G din vârful dealului din sat. Ei spun că undele emise de antenă ar fi de vină pentru tensiunea ridicată, durerele de oase și amețeli. Chiar astăzi sfântul, asta e mare, mare boală, cum de la, tătă-i de la densă, tătă-i de la antenă. Ne-a adus moartea în sat, aici e sfârșitul. Sătenii sunt porniți să-și rezolve problema și să oprească năpasta abătută peste ei. Oamenii amenință că dacă nu vor fi auziți de autorități, într-o zi ei vor da jos turnul. Dacă n-a să ne aducem, tot să o scotem. Lumea a spus așa că veniți, venim cu bolgarca, tăiem sârmile, intrăm, de acasă se două cioară, le dăm jos și să ducem încolo spre parc și gata. Sătenii nemulțumiți spun că de la un astfel de gest îi mai oprește un singur lucru, și anume dorința de a-și demonstra dreptatea. Ei vor ca radiația electromagnetică de la ei din grădină să fie măsurată. Când să vedem că vinit cioarele în tăte înapoi, asta-i expertul nostru. Înseamnă că aerul e curat și nu avem probleme cu sănătatea. Antena a fost înălțată acum 10 ani, spun sătenii. După un deceniu, noi am reușit să obținem o expertiză din partea unui laborator pentru controlul câmpului electromagnetic. Specialistul a mers la fața locului și a făcut mai multe măsurări. Ce necazuri cred sătenii că le-ar fi adus antena de telefonie mobilă 3G din sat? Cum a fost aceasta instalată la câteva sute de metri de casele oamenilor? Și ce va arăta testul efectuat de specialist? Au oare locuitorii din Rediul Mare dreptate? Aflați astăzi! Lucia Caț, de 70 de ani din Rediul Mare, spune că vrea să-și vândă gospodăria și să plece pentru totdeauna din satul natal. De vină ar fi stația de telefonie mobilă instalată pe un deal din localitate. Cum o afectează pe femeie prezența acestei antene, aflăm acum. Doamna Lucia, vă așteptăm în platou. Bună seara, doamna Bună Lucia. Seara. Vă rog să treceți aici. Mulțumim. Bine ați venit la noi. Mulțumim frumos. Doamna Lucia, eu vreau să vă întreb, chiar ați vrea să plecați din satul chiar dumneavoastră natal? Am venit la dumneavoastră cu rugăminte. Noi nu putem trăi în Rădi Mare. Ne sprijinim la antenă. Toată lumea știe că din ce are și moare. Eu am un băiet, un singur băiet, el nu poate veni la mine. Și un singur nepoat, tot așa la fel. Mamă, că dacă vrei să-i dor din noi, vină la noi, că noi nu putem veni la caculonră de mare, boală mare. Dar, doamna Lucia, spuneți-mi, vă rog, dar de unde știți că anume antena e de vină pentru dar toate problemele știm? Voastre de sănătate? Lumea din cioare. Unii pământ și ala bucățica și e părțica și e care de antenă, e tăt ars. Ars în ce fel? Au pus pătlăjele, pune, și lantă de la antenă, tăt arde. În sat au fost, că la noi aproape senatoria, au fost așa multe păsări, tăiate au murit. Nici o pasăre în sat nu e, din sprijină la antenă. Toată lumea scaină că îi doare capul, îi doare picioarele, îi doare mânile. Dumneavoastră v-ați plâns pe hipertensiune arterială, da. Dar în familia dumneavoastră da. Mai este cineva bolnav? Da, cum, bărbatul e bolnav. Noi vrem să ducem din sat. Dacă nu scoate antena asta, noi am venit la dumneavoastră cu rugăminte, că unii nu ne-am duși, nu ne adresăm, trebuie să închid ușile și nu ne dă nic, nu ne dă niciun... Noi v-am deschis larg ușile, dar mulțumim. Haideți să vedem dacă chiar există o problemă. Dar mai întâi, echipa noastră v-a vizitat acasă. Da. Haideți să vedem ce ne-ați povestit acolo, pe loc, atenție. Timp de 3 decenii, alături de soțul ei, ea a locuit în orașul Iedeneț. Femeia povestește că, ajunși la bătrânețe, ambii au decis să revină în satul Redeiul Mare, de unde le se trag rădăcinele. Și că ne-a luat casă,
Nu una, dar două, dar nu știu pentru cui trebuiesc. Trăim din șor, avem vite, avem tăcele. El cu muzica, pe la Dom Cultură, pe la astea, dar eu cu dealurile. La revenirea lor în sat, antena telefonică de la marginea localității era deja instalată, își amintește femeia. Ea spune că inițial nu ar fi simțit careva schimbări esențiale în organism. Primele semnale că antena ar putea dăuna le-a fost date de vecini. Odiat fumie, tot așa una rodică. Așa de tare au vrut să scoată antena asta. O bună ziua a apucat-o, inima și-a murit. O fumie, că nu mai zicei, că mai ieși. O fumie mare, frumoasă, gras. Lucia spune că niciodată nu ar fi avut probleme de sănătate. De acum 5 ani însă, starea ei s-a agravat brusc. Medicii i-au spus că ar suferi din cauza hipertensiunii arteriale. Inima, m-a început inima, m-a durit. Și de la inimă, dar măi, tot m-a dus într-o parte, măi, și m-am dus la punct, m-a dus într-o parte. Când a el tensiunea? 200 pe 120. Și tot ține erau de mine, așa, eu eram încă și mai slabă. Cum așa tu, Lucica, așa slabă? Ești, tu ai davlenie. Eram mai în putere și parcă nu mai simțeam eu chiar așa tare. Că eram mai volnicuță, mai tineric, dar mă dam 70 de ani, dar mi-e gata, o lemnă ars în foc. Și soțul Luciei spune că ultimii 5 ani sunt un adevărat chin pentru ei. Casa li s-a umplut cu medicamente, iar durerele de cap și de oase devin tot mai greu de suportat. Ferească Sfântul, asta e mare, mare boală, cum de la, tătă-i de la dânsă, tătă-i de la antenă, ție viața așa deodată. Și așa răbdăm, capul, picioarele, e mai scurt. Nici poftă de mâncare, ca când îți gruntovă, cum spune, ușiți. Toată ziua când dă temperatura, e gata. Cei mei mari când în timpul aneză, apaș, cum te zguduie, aș cu tablete, tablete, am băut tablete, gata, o leacă nimic. M-a apuc capul întâi, grețuri, să mă scuzați. Și apădam cioarele, mâinile, ne-amorțesc mâinile. Eu sunt obiua, este. Eu până seara nu-s. Pe mine m-a atac antena asta. Bătrânii recunosc, altul ar crede că problemele de sănătate li se trag de la vârstă. Doar că, afirmă ambii, atunci când pleacă de acasă, încep să se simtă mult mai bine, iar când se pomenesc din nou cu antena în față, problemele revin. Ia câte o antena, mă culc cu dânsă și mă scol cu dânsă. Ia câte o, ia că chiar e deasupra capului meu. Cum ne ducem pe deal? Nu nimic. Nu nimic. Cum venim aici, acum gata. Nu m-a deschid ușa, parcă gine și mai gine. Din somn mai e. Tot-i la antenă. Tot-i la ea, că mă duc. Vă spun, mă duc pe la raion, mă duc pe la așa, mă spisei. Nigine. Cum vin acasă? Gata, iar. Iar durere. Vine o spisei cineva la mine. Măi, și mă doare cap pe mine. Dar eu tac de mine. În ultimul an, Lucia și Ion spun că nici fiul lor, alături de cei doi nepoți, nu le mai trece pragul. Băietul meu vine aici la mine și nu m-a deschide ușa și pot să mănânci ceva, oriceva. Gata, m-au dat să intre în casă și l-au apucat capul și s-a dus. Nu a mai stat. Au fost cineva, văd, cum a toamnă, amundă, azi toamnă, a fost în septembrie. Și-a șezut cineva, bun ceas. Dar tu, că nu știi așa, că când mai șert capul. Nu vreau să vii din sprijină capul, doar cap și inima. Tot din cauza undelor pe care le-ar emite antena cu pricină, animalele din curtea soților mor pe rând, afirmă bătrânul. Dar pe găina ia câte o cum dă temperatura, gata și pleacă. Oare stopătează și când o cad, gata, 20, nu-i. Cam am pierdut uneva vreo 6, 7... O doi cocoși frumoși, când vara aș se usucă tăt, o luni de zile frumos și când cad, cum dă temperatură, gata, usucă tăt. Pe ce alte probleme grave se plâng locuitorii din sat, dar și de ce spun ei că bucata de metal din vârful dealului ar provoca tragedii, aflați în scurt timp. Ne-am spus pe gânduri? Cu... Ai și tu o antenă? Imaginile văzute. Acasă, Daniela? Da, nu știu, cred că sunt antene multe, mai ales aici în oraș. Noi trăim între antene, da? Cumva și de toate
felurile de antene și comunicații și stau și mă gândesc, de când dumneavoastră povestiți cu, cu atâta seriozitate, pentru că nouă nu ne vine a crede și să nu vă supărați dacă noi pe parcursul emisiunii ați vă dăm întrebări ca să ne răspundeți și noi cumva să vedem despre ce este vorba, pentru că cu toții știm că aceste antene, din punct de vedere oficial, nu influențează sănătatea, dar eu am rămas șocată după ce am auzit. Într-adevăr, poate veni fiul dumneavoastră și în timp de o oră începe deodată să se simte rău și îl doare inima și capul? Credeți că chiar este posibil? Și vecinii mai declară așa ceva când vin oaspeți sau când vin oamenii ospiției, tot încep să se simte rău? Da. Da. Daniela, sunt de acord cu tine, eu ca medic, mi-e interesant, deoarece noi suntem înconjurați de obiecte, de tehnică, cuptor cu microunde, telefoane mobile, frigidere, televizor cu telecomandă, ele toate imit unde, da? Însă, zi de zi, nimic nu se întâmplă. De aceea, chiar mi-e interesant, când s-a început aceasta, ați observat înainte de a instala turnul acesta de Nu, sau pe urmă. După. Noi, fiecare trăitor din orașul Chișinău, suntem fiecare câte o antenă îmblăm aici, demu. Pe noi nu e nimic, demu. Gata. S-a terminat. Toate antenele. Dumneavoastră sunteți la țară, mai e aer curat, nu-i poluat aerul, e bine și clar lucru vă pus această antenă care precis că vă afectează. Este vorba despre telefonul mobil. Telefonul mobil, la noapte, dacă stă mai aproape de un metru de cap, el atacă creierul. Un metru. Acolo sunt unde cu mult mai puternice, cu mult mai grave și cu mult mai strașnice. Trebuie derogat și de ridicat această întrebare în fața autorităților și firmei care instalează aceste antene. Să ducă din sat la vreo 3-5 km, ca oamenii să trăiască bine, ca matale să trăiește în casa matale, să nu schimb locul de banii cuiva. Mulțumim. Că ei fac bani, dar voi vedeți casă. Ei și-au luat bani, domnule. El banii au luat, au pus bani în buzunari și s-au făcut chestiile lui. Ei am urât de noi, caută cele, dar noi stăm și așteptăm moartea la ușă. Soțicați nu sunt nici pe departe singurii locuitori din Rediul Mare care se plâng pe stația de telefonie mobilă din vârful dealului. Zeci și sute de săteni sunt revoltați pe aceasta. Da. Gheorghe Gumenăi, la fel ca și prima noastră eroină, spune că din cauza undelor nocive suferă de hipertensiune arterială. Haideți să-l auzim. Bărbatul a venit la nuntă acum. Bună seara, domnule Gheorghe. Bună seara. Vă rog să treceți. Bună ziua. Luați loc aici pe canapeaua liberă. Domnule Gheorghe, vă rog să ne spuneți dumneavoastră, de ce credeți că hipertensiunea arterială, de care am înțeles că suferiți, ar avea vreo legătură cu antena instalată în dealul din sat? În primul rând, așa avem retranslator acolo. După cât eu cunosc, el consumă pe lună împrejurul la o 600-700 de kW. De așa categorie de retranslatoare trebuie să fie amplasate de local la o distanță de la 3 la 8 km, 10 km, cam așa e. Dar antena cum stă? Tăi e amplasată cu 400 de metri, 350-400 de metri. Gospodăria dumneavoastră, la ce distanță se află? De... Eu cu pasul meu, dacă măsură, sunt vreo 450-500 de pași până la... deci foarte aproape. Dar la mine încă e mai aproape. Și mai aproape. Da, cum? Are înălțime enormă și putere după ce consumă multșor. Domnule Gheorghe, dar vreau să vă întreb, pe lângă hipertensiunea arterială, mai suferiți și de alte probleme pe care la fel le legați cumva de acest retransmițător? Periodic dureri de cap, slăbiciuni, care, adresările la medic nu au adus la niciun rezultat. Da, ele toate, la fel, au apărut, ca și în cazul doamnei Lucia, imediat după ce s-a instalat antena? După cum s-a instalat, cum a apărut antena în sat, așa s-au început și diferite probleme cu... De sănătate. Da.
Dar ați auzit, am înțeles că de la mai multă lume din sat că au probleme. Foarte multă lume se plânge. Asta e una, a doilea. Cel mai... Dar câți oameni? Câți oameni e? La noi în sat vreo 500. Nu sunt tare mulți, dar mulți plecați. Nu, zic cât lume se plânge pe antenă. Tot satul. Foarte tot mult, satul. Foarte multă lume se plânge. Eu am înțeles că ați semnat și o petiție împotriva acestei antene. Câte semnături ați adunat? Ia că doamnă ce e o conectat. Noi știm de 400. Cu 5-6 ani urme a conectat scălituri, dar nu a ajutat nimic. Absolut. Nimeni nu ne-a mai ajutat, nimeni nu ne-a mai... Colegii mei au discutat cu mai mulți consăteni de-ai voștri. Haideți să auzim ce spun și ei. Atenție. Nu ne vorbește cu bine, dată jos, pe aproape de sat. Tot este aceeași părere. Da? Da, am auzit că foarte multă lume e bolnavă, suferă anume din cauza aceasta, din cauza antenii. Da, rău pentru copii, pentru lume, pentru vite, pentru tot. Te-ați spun că de la antenă. Până anul și antena nu erau tare bolnavi, dar după aceea s-a pus antena, s-a început treptat, cum mai multă lume să îmbolnăvească. Dacă nasă, ne aducem, tot să o scotem. Doamna Lucie, domnule Gheorghe, eu am înțeles că v-ați adresat cu această problemă la autorități. Da. V-ați adresat, la primărie în special, așa am înțeles, sau ați mers și în altă parte? Și la primărie, și la domnul Șoian, la judecător, și la procuror și unii vrați. Și am înțeles că nu v-au găsit o soluție. Și nici nu ne-au ajutat cu nimic. Dar, de fapt, ca să înțeleg, pentru ce pledați? Ce vreți să se facă? Vrem să o scoată. E montată la distanța anumită de sat, cum respect toată lumea. Regulile să fie și la noi tot așa. Dar la ce distanță anume? La ce distanță credeți că ea va fi inofensivă pentru voi? Când consilierii au hotărât, eu am fost hotărât să fie asamblat antena asta la 8 km de la sat. Așa. Și de ce a fost instalată acolo? Și problemă. Din și cauză trebuie să vâri și vârâtă sub coastele oamenilor. Ca să înțeleg, este adevărat că l-am auzit pe ultimul bărbat și el a zis că dacă... Asta vroiam să întreb. Chiar lumea e pornită să-și rezolve singură problemă? Și atunci au scaute ei și nii făptașul sau să-l caute foarte mult, ca și e indepistabil. Deci v-a ajuns cuțitul la os, eu așa înțeleg. Dar nu mai putem, doamna Natalia, nu mai putem trăi cu așa boli și cu așa întâta ziua, jăcții tableti. Haideți să auzim ce ne-au spus nouă primarul din satul vostru, Rediul Mare, doamna Ludmila Harapari, privind această problemă. Da. Atenție! Avem 710 locuitori în localitate, 400 de scălători aici s-au adunat cu un demers prin care... au cerut ca să fie antena 3G să fie demolată din cauza că sunt probleme de sănătate. S-a decis ca stația de telefonie 3G să fie demolată și reamplasată. Această decizie a fost trimisă către ne-a răspuns pentru o scrisoare. Nu sunt depistate că ar fi depășite oricare norme a câmpului electromagnetic. Și din scrisoarea lor se vede clar că dumnealor n-au de gând să întreprindă careva măsuri de reamplasare a acestei antene. După ce am făcut asta, păi nu știu altceva ce putem face. Cred că atribuțiile administrației publice locale și acțiunile noastre au fost deja făcute. Tot ce am avut de făcut, tot ce am avut de întreprins, s-a epuizat. De noi deja nu mai depinde nimic. Dacă se găsește cineva să ne convingă sau să ne să ne convingă că procesul verbal și actul de măsurare eliberat de către ANSP nu este conform, atunci, da, putem lupta. Dar dacă ne s-a spus că totul e bine și în regulă, nu sunt motive de a reamplasa. Ei bine, ia ca unul om e bolnav, al doilea e bolnav, tot satul e bolnav, tată. 500 de oameni, au scris 400 de scălituri. Ce este, ai glumă? Fraților,
Aveți beschi de tăiat metal? Avem bulgări. De mâini. O scoteți și gata. O duceți cu mâini și acolo la 8 km. Zvârliți ca câinii ce purba. Domnule Lateșer, să nu ne grăbim pentru că da, pot suferi oamenii. Vor fi pedepsiți de lege. Da. Domnule Gheorghe, noi vrem să știm și noi ce ați prezentat acolo. Cu astea, cu excelență am terminat, poftim. Doamne ajută, dozimetrist, radiomehanic, domnule. Dozimetrist cu excelență, uitați-vă. Așa, este diploma dumneavoastră, militar. Da? Da, da. Tătuni, mâine ții scoasă. Deci, dacă îmi permiteți, eu nu o să mă expun asupra impactului, este sau nu impact, dar vreau să mă expun asupra chestiunilor legate de momentele astea legale. Da? Deci nu zadar, sunt niște standarde de amplasare a antenelor față de localități. Corect. Nu zadar sunt aceste standarde și le trebuie să respectate. Administrația publică locală, dacă a votat și a permis ca pe teritoriul pe care îl administrează să fie instalată și a stabilit și o distanță, ea urma să fie respectată. Dar administrația publică locală, din cât se vede, nu și-a dat tare mult interesul pentru a soluționa problema respectivă și a o duce la bun sfârșit, așa cum permite legea. Pentru că ei au pârghii suficiente administrația de a se adresa în instanța de judecată. Cu atât mai mult că sunt și locuitorii care susțin poziția integral, aveau dreptul de a solicita și efectuare de expertiză. A spus doamna primar o frază, că bă, dacă cineva mă convinge că nu știu ce... Dar n-ai pe doamna cine primar, nu trebuie de convins. Doamna primar, vreau să vă, când o spui această emisiune, să vă informez că aveți dreptul de a solicita efectuarea expertizilor în instanța de judecată, aveți dreptul de a solicita, cum am zis, demontarea și montarea, aveți dreptul de a face constatări și de a audia specialiști în domeniu care să confirme dacă antena produce careva efecte negative asupra locuitorilor și asupra mediului ambient sau nu produce. Despre expertiză vorbim mai târziu, pentru că am realizat o expertiză și rezultatele acestea le vom afla chiar la acest sfârșit de ediție. Nu-ți vine a plânge, dar se vine a urla. O dăm jos și gata. Retranslatorul trebuie să fie la 8 km de la stat. Și nu se discută. V-aș ruga să vă detașați un pic la ideea asta, pentru că pentru asta puteți fi trași la răspundere. O să muriți ca muștele. Dăm și antena jos, să vedeți cum. A să fie toate păsările la noi. Lucia Caț, de 70 de ani din Rediul Mare, Dondușeni, spune că din cauza radiației la care ar fi supusă zilnic, ea nu mai poate rezista durerilor. Ne sprijină la antenă. Toată lumea știe că din ce are și moare. Unii pământul și-a la bucățica și e părcica și e care de antenă, îi tăiat ars. Au fost așa multe păsări, tăiat au murit. Nici o pasăre în sat nu din sprijină la antenă. Toată lumea scaină că îi doare capul, îi doare picioarele, îi doare mâinile. Sătenii sunt porniți să-și rezolve problema și să oprească năpasta abătută peste ei. Oamenii amenință că dacă nu vor fi auziți de autorități, într-o zi ei vor da jos turnul. Atunci au scaut ei cine-i făptașul sau să-l caute foarte mult, ca și e indepistabil. Vrem să o scoată. E montată la distanță anumită de sat. Noi am reușit să obținem o expertiză din partea unui laborator pentru controlul câmpului electromagnetic. Specialistul a mers la fața locului și a făcut mai multe măsurări. Ce va arăta testul efectuat de specialist? Au oare locuitorii din Rediul Mare dreptate? Vă reamintesc că astăzi discutăm despre problema locuitorilor din satul Rediul Mare, care se plâng pe o antenă de telefonie mobilă 3G instalată pe un deal din apropiere. Oamenii afirmă că de când aceasta a fost instalată, le-au apărut o mulțime de probleme. Pe unii doare capul, altora li se ridică tensiunea. La cineva pier animalele din curte, la alții se îmbolnăvesc des copiii. Da. 400 de locuitori ai satului au semnat o petiție în care cer ca antena să fie mutată cât mai departe de sat. Însă, compania de telefonie mobilă a răspuns autorității locale că nu vede niciun motiv pentru asta. Acum, în platoul nostru va intra Leonid Țirea, care afirmă că antena blestemată i-a luat fratele acum un an. Da. Haideți să-l întâmpinăm. Bună seara, domnule
Domnule Leonid, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc pe canapeaua liberă. Domnule Leonid, le-ați spus colegilor mei că familia dumneavoastră a avut de suferit enorm din cauza acestei antene. V-ați pierdut fratele, condoleanțele noastre. Domnule Leonid, povestiți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră. Vineri, pe data 22, el lucra lângă antenă, avea acolo de curățit niște porumb. Și el mă cheamă și îmi spune, zice, Leonia, cum să mă duc eu să strâng porumbul de la deal din partea și ei? Te-o zic, haideam și să controlăm. Vedem și umiditate are. Ne-am dus și ne-am uitat. Ei spun, zic, nu, asta lăsăm pe luni marți. După asta, el spune, zice, dar uite, eu mâine mă duc până la Edeniț, că am de dus machet cu pentru motorină. Și marți să strângem. Bun. Eu m-am dus pe deal la locul meu, el s-a dus la dânsul. Înțelegem emoțiile dumneavoastră, domnule Leonid. Dimineață, sâmbătă, nepotul îmi sună. Nanu Leonie, papa a murit. Când mi-a spus, știți cum am scăpat atât de mână și m-am dus fuga la dânsul să-l văd. L-am văzut gata, mort. Una după alta. Care a fost una cauți? După alta. Știi se întâmplă? Crăpat inima. Când ne-am dus, l-am dus la expertiză, i-a făcut autopsie, i-a găsit inima crăpată. Tensiune mare. De el de timp se jaluie tot la mine cu tensiune. Deci când mă aflu lângă pișa, tensiunea este tare mare. Mi pare foarte. Eu nu pot înțelege pe cei oameni care se gândesc, da, nu-mi curg lăcrimi ei degeaba. Nu-ți vine a plânge, dar se vine a urla. Când pierzi, te uiți că lucrătorii de la au fost prin anii 90 să amplaseze antenă lângă sat. Eu eram deputat și când am intrat domnule de la ca să spui antena între sclad și garaj, eu le-am spus nu. Și toți deputații m-au ascultat, eu i-am povestit și aduși antena, eu m-am slujit în armată, știu ce asta înseamnă. Le-am spus, am pus antena în sat, știți, în prima dată zboară șoarele. Păsările zburătoare toate se duc din sat. Noi avem parcul istoric al lui Dombrovski. E frumos, mare, copașii sunt verzi. Am pus antena, ei se usucă. Știți că se usucă, nu o să avem mică. Avem două teplițe. Nu o să avem mică între însele. Nu o să crească mică. Domnule Leonid, haideți să auzim ce ne-ați mai povestit când echipa noastră v-a vizitat acasă. Casa lui Leonid Țilea se află la aproximativ 400 de metri distanță de stația de telefonie mobilă. Bărbatul afirmă că este nevoit să stea ascuns în casă din cauza antenei. Ne stăruim așa că să nu umblăm mult pe afară. Și mai mult în casă. Dacă ai umblat mult pe afară, dureri de cap, nu-ți ajută pastilele, nică nu-ți ajută. Fratele a lucrat în medicină, după aceea a lucrat în poliție, după asta el a luat niște pământ, avea aici chiar lângă antenă. Când dimineață mă sună nepotul, Nanu Leonia, papa a murit. Închipuiți-vă, ce stare am fost eu atunci. Boja moi, nu l-am putut ajuta eu pe fratele. Da, tot timpul el spunea, deci trebuie să scotem, trebuie să ducem antena, că nu ați și bă. În curând aflați cu ce s-au soldat testările efectuate în curtea lui Leonid Țilea și ce arată măsurătorile radiației electromagnetice efectuate de către un specialist invitat de noi. Dumnezeu să-l ierte pe fratele dumneavoastră, doamna Lucia, domnilor, trebuie de demolat antena din țevele de făcut o cruce mare, mare, că-i crucea arma asupra diavolului, acolo de pus. Atât. Să faceți așa cum vă spun dumneavoastră și Dumnezeu să vă ajute. Altfel nu o să vă audă nimeni. O să muriți ca muștele. Haideți acum să vedem ce le-ați povestit colegilor mei la locul unde este instalată această antenă. Știu că ați mers acolo împreună. Atenție la monitor. Ne-au adus moarte în sat. Împrejurul la antenă nu crește nimic. Absolut. Oameni buni. Aici e sfârșitul. Lumea a spus așa că a venit și venim cu bolgarca și tăiem sârmile.
intrăm, de acasă este două ceară, le dăm, le dau jos și ea se duce în colon spre parc și gata. Запрещено вскрывать коробки. И вот на этом электронном устройстве, на этой монтажной плате написано COV-19. Я кому же с детском чарли с бары. Они буквально вырывают, видите, да, кабели своими клювами. Вот они. Примели еле самцеск. Когда нас в демку винит чарли, тетин напой, астай эксперту ностру. Насамно, что аеру и курат. Что навем проблеми ку санатате. И мульцы скрив, штримет. Întrimăiat, fel de fel, ia că uite de asta. Și că dacă nu credeți, că uitați-vă la este. În Moldovei, jitile se la țaule, s-a jgli vâșcu 5G. Deci haideți să începem cu aceea, că nevoastră atât ultima știre care ați spus acolo, că în satul țaul a dat focul, nu a dat nimeni foc la nici o vâșcă. Moldova, de asta vă asigur, astea sunt niște știri care dumneavoastră vă le expediază, dar ele sunt știri false. Așa că eu v-aș recomanda dumneavoastră, eu mai puțin cred în șoroi care zboară cu aerul curat, eu cred în concluzia specialiștilor de știință. Eu, cum am insistat și în primul meu discurs și acum, aici trebuie de făcut o expertiză. Nu sunteți de acord cu specialiștii din Republica Moldova, puteți solicitați din Ucraina, din România, să facă o expertiză. Să nu credem în cioroi, în uscat tufarii. Deci asta poate undeva, știți cum, eu nu mă expun, nu afirm 100%, dar asta undeva așa nu este proba cei mai directe. Dar o concluzie a unor specialiști, dar nu credeți chiar toate știrile care dumneavoastră vă le expediază, că multe dintre însele, să știți cum, fiecare om care stă acasă scrie câte o știre, neavând laborator, neavând studii, să apuc tăți specialiști în știință, academicieni, deci nu mai ascultați chiar toate prostiile astea. Trebuie făcut tot oficial. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre 400 de locuitori ai satului Rediul Mare care au semnat o petiție împotriva unei antene de telefonie mobilă pe care o vor mutată cât mai departe de localitate. Oamenii sunt convinși că antena e de vină pentru problemele grave de sănătate pe care le-ar avea ei, iar unii declară chiar că aceasta ia vieți omenești. Autoritățile din sat dau din numeri și spun că tot ce au putut face a fost să se adreseze companiei de telefonie care a instalat stația și care, la solicitarea lor, le-ar fi răspuns că nu vede niciun motiv pentru strămutarea antenei. Astăzi, sătenii cer o expertiză pentru a demonstra cât de periculoasă ar fi radiația emisă de antenă. Vorbește Moldova a obținut permisiunea de a efectua o astfel de analiză, pentru care am invitat un specialist de la Agenția Națională de Sănătate Publică. Măsurătorile au fost făcute atât în apropierea antenei, cât și în grădinele eroilor noștri. Rezultatul expertizei îl anunțăm în câteva clipe, dar mai întâi să aflăm de la eroii noștri ce veți face dacă această expertiză va demonstra că antena nu este dăunătoare. O dăm jos și gata. Păi dacă se va demonstra o expertiză, vă va arăta că ea nu este dăunătoare. Noi vrem să spunem altceva. Dacă nu este expertul șala, are el lângă dânsul antena, lasă-l să vină să stăie 4 ore lângă antenă. Și să vezi cum a spune, zic el, băi, dar luați-o de așa că nu-i trebuiește. Eu am stat alaltă ieri, în jurul la 2 jumătate de ore acolo am stat. Eu nu putem veni în șire. Mă dureți tensiune, nu putem dezbate. Este un expert că el are lângă casa lui o antenă? Ei nu, n-au nici unul. Ei spun că ce, ești expert ăștia de telecom, ăsta este moartea omului. Domnule Gheorghe, dumneavoastră, sunteți un om cu studii. Cine a zis că sunteți după diplomă? Radiomecanic. Iată. Așa retranslator trebuie să fie montat acolo unde s-a prevăzut de la voi bun toți început. Așteptați când o expertiză. Insistați ca ea importanță să fie făcută. Poate fi negativ, poate fi pozitivă expertiză. Retranslatorul trebuie să fie la 8 km de la sat. Și nu se discută. Așa cum am spus, echipa noastră s-a deplasat la fața locului alături de un specialist de la Agenția Națională de Sănătate Publică pentru a măsura câmpul electromagnetic emis de stația de telefonie mobilă 3G din Rediul Mare. A venit momentul să vedem cum au decurs măsurările și care sunt rezultatele acestei expertize. Atenție la ecran!
Ну, я работаю в Национальном агентстве общественного здоровья в должности санитарного врача. Стаж работы 38 лет. За всю историю прибор называется П-3-41. Мы его буквально в понедельник привезли с госповерки из города Киев. Мы находимся во дворе домохозяйства семьи КАЦ. По измерениям показывают нули, то есть ниже чувствительности прибора. Мы видим абсолютные нули, поскольку расстояние огромное, и по результатам видим, что нули. Поэтому завершаем измерение в этом домохозяйстве. Идем дальше. Данное измерение мы проводим у домохозяйства господина Цири. Это самая ближняя точка по отношению к мачте. Судя по приблизительному расстоянию 150-200 метров, результаты измерений такие же. Они равны нулю. Здесь расстояние равно примерно 30-50 метров. Результаты измерений такие же. Являются нулевыми. И повторю, что норматив является равен 10 микроваттам на сантиметр квадрат. Меньше 10 не опасно. Când a fost, noi am stat de vorbă cu doamnei de la prima dată, dimineața la orele 7:30 de minute, lucrătorii de la au funit la mine, este pe telefon, le-am fotografiat. Au deschis ușile la șele și au lucrat, ei au făcut timp de jumătate de oră. C-au închis ceva ei, c-au făcut, dar noi am să dăm lămurire în ziua aceea. Dacă nu ne cred pe noi, puteți spune că nu. Să vedeți, dăm antena jos, să vedeți cum. A să vie toate păsările la noi. Băi, să vedeți cum cad. De ce nu s-a făcut, nu se face patlajele? De ce nu se face asta? Tot pământul împrejur aici, împrejurul la antenă, este... E ars. Mort. Nu, cum poți să înțelegi? Dar poți și păi cu capul și alas, nu judeci cu capul, dar cu genunchi să judeci. Și uite-ai gândit, băi, stai că nu se face așa. Constantin Ilarji, specialistul acreditat de la Agenția Națională a Sănătății Publice, ne-a oferit mai multe detalii despre cum funcționează o astfel de antenă și are câteva recomandări pentru eroii noștri. Să le auzim. Я, как специалист в этой области, вижу, что установлено очень грамотно. Не подошли близко, очень близко к населению. Маломощное оборудование, раз. Высокая мачта, высокое расположение. Чем выше установлена антенна, тем меньше уровень на прилегающей территории. Мы видим, что мачта высокая, она может вызывать психоэмоциональный эффект. Но излучатели антенны находятся на самой верхушке. Вон, видите, белые антенны? Они излучают по сторонам. Сельчанам я рекомендую внимательно изучить результаты измерений, трезво оценить то, что показано по результатам измерений, то, что услышат они от других специалистов. Eu nu cred. Eu vă spun că nu cred în asta și spune specialistul ăsta. Fiindcă noi suntem locuitorii satului, noi vedem ce se întâmplă în sat. Cum a ieșit din... Cum a venit el să instaleze antena aici, dacă n-are hotărârea satului? Corect. Satul hotărăște, unii spui. Corect. Hai noi să începem să luăm o bucată 20 de soci, două soci lângă, să facem gunoiște acolo. Că e în pământul meu și vreau așa îi fac. El a luat două soci și ne face pe noi toți suntem. Băi, cât să noi să așa sau altfel, credeți sau nu, dar rezultatele acestui specialist, așa cum am spus, acreditat, da? Deci este un specialist credibil. Mii de cercetări au fost efectuate mondial, care n-au arătat vreun prejudiciu sau vreun impact negativ asupra sănătății de la razele de telefonie mobilă și așa mai departe. Mai ales că turnul este aplasat destul de departe și destul de înalt. Este așa un fenomen în psihologie care se numește psihoză socială.
Noi trăim într-o perioadă destul de grea, să recunoaștem, mai ales de când a început pandemia. Dar și fără pandemie, țara noastră nu este în cea mai frumoasă condiție. Viața la țară nu este cea mai ușoară viață pe care poți să o ducă omul. Și, în general, se întâmplă tare multe lucruri care ne presează cumva. Tendința omului din interior este cumva să aibă un motiv. De ce se întâmplă lucrurile astea, da? Dumneavoastră sunteți un exemplu, nu vă supărați, vă rog frumos, da? Eu vă înțeleg. Dumneavoastră sunteți un exemplu de paranoie socială. Atunci când o idee devine molipsitoare și toată lumea începe să vehiculeze această idee. Și ce este important? Creierul nostru nu face diferență între ce este real și ce este imaginar. Creierul nu face diferență. Și dacă eu o să vă rog să închideți ochii și o să vă închipuiți că vă duceți la frigider și deschideți, cei care ne ascultă acasă pot să facă lucrul ăsta, da? Cât eu vorbesc, să facă lucrul ăsta și să vadă, funcționează sau nu. Ei și familia lor. Închideți ochii, închipuiți-vă că vă duceți la frigider, deschideți ușa la frigider, aveți o lămâie, luați lămâia, tăiați o feliuță, puneți în gură și o strângeți între dinți. Mulți dintre cei care ne-au ascultat... S-a făcut gura apă. Este? Da. Este. Pentru că creierul nostru nu face diferență între realitate și invenție, și iluzie, și ceea ce vrem noi. Tare vă rog, poate este adevărat că ar fi necesar să mergeți până la capăt, că nu este legitim, din punct de vedere legitim. Dar din punct de vedere psihologic, credeți-mă că trăiți o psihoză socială toți, unul pe altul vă întărâtați în această idee și vă aduceți argumente care încă mai mult o vehiculează, exact cu lămâia. Dacă eu mă gândesc că ies afară și mă doare capul din cauza antenei pe care o văd și este sus și domnul a menționat foarte bine că acest stimul vizual este permanent în ochii dumneavoastră, ce ați spus în film? Mă trezesc cu ea și mă culc cu ea. Da? Este o presiune permanentă în creierul meu că cineva, ceva acolo sus stă și se uită la mine sau mă influențează cumva. Așa că sunteți oameni maturi, sunteți oameni inteligenți, mai gândiți-vă și vedeți. Poate fiul pur și simplu nu vrea să vină să petreacă timp cu noi și este dureros de recunoscut. Poate sunt niște probleme care trebuie altfel de uitat la ele. Aveți libertatea de a crede ce doriți, doar fiți atenți pentru că să nu fiți pedepsiți cumva de stat pentru anumite lucruri care nu sunt demonstrabile științific. Eu, de la tăiere, demolare, v-aș ruga să vă detașați un pic de la ideea asta, pentru că pentru asta puteți fi trași la răspundere și dispăgubirile care o să le puteți fi impuși să le plătiți, materiale mă refer, prin tot utilajul care se află acolo, cred că o să vă coste foarte scump. Dacă dumneavoastră totuși insistați pe ipoteza asta, vorbiți cu doamna primar, reprezentantul administrației publice locale, să lăsați instanța de judecată, solicitați expertiză, chemați specialiști internaționali, dar trebuie să vă asumați un moment că cheltuielile pentru toate expertizele astea le suportați voi sau administrația publică locală. Și în cazul în care se demonstrează că voi cauza o pierdeți, cheltuielile este nimeni nu le recuperează înapoi. Dacă vă câștigați cauza în instanță, apoi compania poate fi obligat să vă restitui toate cheltuielile care le-ați avut pentru judecarea cauzei. Dar dacă, vă zic, dacă pierdeți, vă se respinge cererea, rămâneți, știți cum, și cu pagubă și cu păcat. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi cum vreau. Mulțumim!